Evita Peron, politiciană Trăia odată, în America de Sud, o fată foarte frumoasă, pe nume Eva. În copilărie, Eva visa să devină o actriță faimoasă de teatru și de film ca să scape de viața în sărăcie. La numai 15 ani, s-a mutat în marele oraș Buenos Aires ca să-și urmeze visul. Pentru că era talentată, frumoasă și hotărâtă, a ajuns curând o actriță de teatru foarte apreciată. Dar Eva își dorea mai mult. Voia să-i ajute pe oamenii mai puțin norocoși ca ea. Într-o seară, la o petrecere, l-a cunoscut pe colonelul Juan Peron, un politician influent. S-au îndrăgostit unul de altul și, în scurt timp, s-a căsătorit. Când Juan Peron a fost ales președinte al Argentinei, un an mai târziu, Eva deveni cunoscută după numele ei de alint, Evita. Oamenii erau fermecați de firea ei pasionată și de devotamentul față de cauza celor nevoiași. Evita a luptat pentru drepturile femeilor și le-a ajutat să-și câștige dreptul la vot. A devenit o figură legendară, încât a fost rugată să candideze pentru postul de vicepreședinte ca să-și ajute soțul la guvernarea țării. Deși era iubită de oamenii de rând, mulți dintre cei influenți se temeau de farmecul și puterea ei. Pur și simplu nu pot să accepte o femeie tânără de succes, spunea ea. Descoperind că era grav bolnavă, Evita a hotărât să nu candideze, deși și-a ajutat soțul să câștige al doilea mandat de președinte. Când a murit, la numai câteva zile după victorie, postul de Radio Național a anunțat. S-a stins conducătorul spiritual al națiunii noastre.